Hello. Am revenit după câteva luni de inactivare. Am avut alte treburi. Pum, mi se prezintă extraordinar de bine. Plantația asta toamnă. S-au prins și au crescut formidabil. Aici avem Caius Viorica. 1, 2, 3, 4, 7 pante. Asta nu se pune, trebuie ruptă, pentru așa parte. Foarte, foarte frumos a crescut. Pearl Cure. Pe care am uitat să-i ghidez ramurile principale. Sunt puțin prea încovoiate, bine, specific părului. Care se duc ca nebune în sus. Număr de 3, 4, 5. La 5 atât că am să renunț, în cauza că s-a lăsat puțin. Oh, uite și asta. Care trebuie tăiată, bineînțeles, părtior. Dar a crescut extraordinar. Piersic Triumph. Vedem aici ceva parcare. Ce pe să o ia, dar pe general e foarte bun. Bine, am și folosit undeva la 50% din tratamentele totale. Deci nu vreau chiar să le fac toate tratamentele. Pentru că ar însemna să mâncă fructe din comerț. Ce avem Vișin de Brezenii Botermo. 4 sarpante. Iată. Anțută. 1, 2, 3, 4. Ce asta cred că rămâne renunța la ea, vedem noi la anul. Foarte, foarte, foarte frumos a crescut. Extra de mai înalt ca bine. Foarte frumos. Da, știu, mi s-a stricat motocoasă. Până i-am dat de capăt, a crescut iar. Avem aici un măr. Golden Spur este parcă. Da, Golden Spur. Nu că parcă asta ce este. 5 sarpante. Foarte, foarte frumos. Vedem aici puțină zătură pe frunză. Cred că este vorba de un foc bacterian, dar au fost stropiți, așa că așteptăm să își revină. Avem aici un măr Ida Red, tot un măr. Unu, două, trei. 4 sarpante o să fie, însă una văd că nu s-a dezvoltat cum trebuie, dar și 3 sunt suficiente. Haide să sărim puțin. Să ajungem și la mărul Florina, un măr de excepție foarte bun. Tot pe 3 sarpante. Ah, nu, așa l-am lăsat eu, da. Și pe Idarat, la fel, așa l-am lăsat eu, 3 sarpante. Te vezi, mai uit. Foarte frumos a crescut și de asemenea mergem acum mai departe să vedem, avem un bine, sincer sunt un fan pere și gutui, după mine Williams-ul alb și Pure sunt cel mai bun, acesta este Williams-ul alb. 3 sarpante, avut 4, dar nu s-a traune, nu știu de ce așa mi-a venit mie. Dar arată extraordinar de bine. Bine, mai trebuie să sap puțin. Pot să văd acum 2 săptămâni. 3. Cu hârlețul și-o da bine. Gândiți-vă că atâta strigete au fost. Că după ce am să fac cu hârlețul, am lăsat să curgă la fiecare copac 20 de minute de apă. Și la suprafață încă nu se vedea chiraul. Aici avem cerșul Summit. Foarte frumos, cu acest cireș, sincer, la alta am mai văzut o ceva pe frunze, o figură la asta, absolut nimic. Este pe 4 sarpante, nu se văd prea bine. Asta trebuia normal să fie la undeva mai încoa. Mai rectificăm la anul. După tăiani. Măr
care este favorit în familia mea. Toți mănâncă și le plac. Este vorba de bou de iepure, Star Crimson. Formidabil a crescut și el. Formidabil, a crescut bine. Foarte, foarte bine, n-am avut probleme că mai un aliat am folosit, mai un crop max, mai un actara, mai un topsin am folosit urată, mai un mospilan, pe lângă piatra vânătă și uleiul horticol de după teri, bineînțeles. Și aici mai avem un măr nealtuit, producție proprie, să zic așa, răsărice, a crescut foarte mare și am lăsat să-l pun. Este vorba de mere, așa spuse, acele mere, mere de plăcintă se numesc, acele românești clasice, nu mari, nici mici, pe acolo, dar dulci, foarte bun. Mai ales au frecate de mere, e total ce sume. Cam asta. Bye.